Președintele țării a declarat în urmă cu februarie, cred că la prima întâlnire a noastră cu un grup mare de antreprenori și oameni de afaceri, a declarat diaspora o prioritate națională. Asta e un lucru bun. Asta înseamnă că administrația, teoretic, începe să se gândească și începe să lucreze în sensul ăsta. Cu o inerție. Este o inerție. Punctul numărul 2. Premierul României, Dacian Cioloș, la fel, a declarat acest lucru și a început să facă lucruri. Și ați văzut, diaspora, start-up. Au început deja câteva proiecte mediul guvernamental. Este un început. Mai mult, am avut surpriza foarte plăcută în platforma prezentată zilele trecute de Dacian Cioloș. Apărea în mod specific această problemă listată și chiar m-am observat cu surprindere chiar cuvântul R4. Astea sunt lucruri bune, relativ, e o veste bună că oamenii se preocupă. O altă veste bună este că administrația locală, din administrația locală sunt primari deja care studiază fenomenul și care au început să facă independent politici pentru rezolvarea acestei probleme. Adică să caute modalități de rezolvare a problemei. Și sunt cazuri puține, într-adevăr, dar sunt. Au început să fie cazuri.